Bună ziua, domnilor și domnilor, sunt Ana Maria Vasile și vă spun bun găsit la emisiunea Consultanță pentru Siguranță. Săptămâna trecută am început seria discuțiilor referitoare la antreprenoriatul în România, la greșelile pe care un antreprenor ar trebui să le evite la primii pași în dezvoltarea unei afaceri și mai ales când ar trebui un antreprenor să accepte că are nevoie de ajutor de specialitate. Astăzi discuția va fi ceva mai nuanțată, vom vorbi despre astfel de afaceri, dar într-un domeniu extrem de sensibil și anume agricultura. Alături de mine la această oră se află domnul Dan Pena, antreprenor care a dezvoltat una dintre cele mai mari exploatări agricole din România, și doamna Iulia Osman, director executiv Raiffeisen Insurance Broker. Domnul Pena are o vastă experiență în acest domeniu, a pus pe picioare o afacere în agricultură. Bună ziua, domnule Pena! Cum ați început afacerea și mai ales care au fost cei mai dificili pași? Afacerea a început acum 13-14 ani și trebuie să recunosc că nu știam mare lucru despre domeniul respectiv. Însă am avut și un pic de noroc și un pic de intuiție și am reușit să atrag lângă mine colaboratori sau angajați care cunoșteau foarte bine specificul. Nu o să vă detaliez acum care a fost activitatea în această perioadă. Nu ăsta este scopul emisiunii. Însă, fără a mă da drept un guru în materie de antreprenoriat, pot să vă dau doar câteva elemente din perspectiva mea, percepția pe care am avut-o eu și care ar fi lucrurile de care trebuie să țină cont un proaspăt antreprenor. În primul rând, trebuie să cunoască specificul activității sau, dacă nu îl cunoaște, să atragă parteneri sau angajați care îl cunosc. Să fie, în general, bine informat. Să aibă un plan, să aibă o țintă. Unde dorește să ajungă afacerea sa peste 5 ani, 7 ani sau 10 ani. Iar acea țintă să reprezinte un reper de-a lungul activității sale. La care să aibă o viziune pe termen lung a afacerii, nu doar pe Da, și nu numai. Bineînțeles că acest reper se poate schimba periodic și până la urmă el trebuie să se adapteze. Însă aș putea spune că elementul cheie pentru demarare unei afaceri este informația. Pentru că dacă ești bine informat, în primul rând îți înțelegi competiția mai bine, concurența, înțelegi piața mai bine, totodată sesizezi mai ușor oportunitățile pe care ți le oferă piața și, nu în ultimul rând, poate în primul rând, înțelegi riscurile cu care se confruntă afacerea ta. Mulți antreprenori la început sunt furați de mirajul omului de afaceri cu Mercedes, vilă cu piscină și concedii în străinătate. Și furați de acest miraj, uită că există și reversul medalii. Foarte mulți antreprenori au început împinși de acest miraj și au terminat prin a-și pierde apartamentul sau casa în care locuiau împreună cu familia și care era pusă gaj la bancă, pentru că nu au estimat corect riscurile. Pentru că au avut ghinion. Ori ghinionul este în mare măsură efectul unui risc. Asumat sau ignorat. Aceasta este și structura acestor emisiuni pe care le-am pregătit cu ajutorul Raiffeisen Insurance Broker. Tocmai aici aș vrea să vă întreb, în momentul în care o afacere ajunge să fie profitabilă, să aibă succes, care ar trebui să fie mentalitatea antreprenorului în acel moment pentru a se putea menține pe piață? În primul rând, cu toate că acest lucru se evită, ar trebui să aibă curaj să apeleze la consultanță. Ceea ce nu înțelege antreprenorul, proaspătul nostru antreprenor de care discutăm astăzi, este că acei consultanți au la rândul lor clienți mari, mici, din diverse domenii, care s-au lovit deja de problemele de care se lovește el în prezent. Și în loc să aleagă o cale bătătorită deja de alții, preferă să învețe din propriile greșeli tânărul nostru antreprenor. Poți să înveți din greșelile tale, însă de obicei asta costă timp și bani.
ca și o completare, un element care poate să fie foarte periculos este automulțumirea, complacerea într-o anumită stare de lucru. Lucrurile merg deja bine, de ce să mai schimb ceva? Până la urmă, economia în întregul ei se schimbă și munca antreprenorului presupune o continuă adaptare. În plus, eu cred că mai există o mentalitate păguboasă, am putea spune, în România, și anume, eu mă pricep la tot, am pus pe picioare, știu această afacere, știu totul despre această afacere, cu ce mă poate ajuta altcineva. Mai ales în domeniul agriculturii, pe care eu îl cunosc destul de bine, putem spune că antreprenorii nu sunt tocmai doctori în economie. În general, este vorba de un management de tip intuitiv, care poate să fie foarte eficient pe o perioadă restrânsă de timp și la o scară mai redusă. În momentul în care însă afacerea crește, apare greșita mentalitate că lucrurile merg foarte bine, deci aș trebui să schimb ceva. Și ceea ce nu se înțelege este că lucrurile nu mai vor merge bine, pentru că compania s-a schimbat. Însă, eu cred că această mentalitate este în schimbare. E mult încă, dar eu zic că este o continuă schimbare. Doamna Osman, sunteți de aceeași părere cu domnul Pena? Se schimbă această mentalitate? Da, într-adevăr, domnul Pena a punctat foarte bine și dumneavoastră puțin mai devreme ați punctat, practic, majoritatea replicilor care ne întâlnim, de câte ori inițiem o discuție cu un potențial client, ori sunt deja, au ajuns să aibă succes și consideră că nu trebuie să se mai preocupe, că oricum ei știu despre ce este vorba, nu au nevoie de un consultant extern, care ei știu cel mai bine cum se administrează afacerea lor. Ideea este că, așa cum spunea și domnul Pena mai devreme, în momentul în care afacerea se dezvoltă și ajunge la un anumit nivel, nu mai poți lăsa totul la întâmplare, la șansă, neșansă, la ghinion, să spui am avut ghinion, am avut un an prost, am avut ghinion, s-a schimbat. Trebuie să ai viziune, trebuie să te adaptezi permanent ca să rămâi acolo. De fapt, trebuie să te schimbi permanent. Și, într-adevăr, cu pași mici, și ăsta este și rolul nostru, de a aduce clienților consultanța și de care au nevoie, astfel încât să rămână în business, să înțeleagă toate riscurile, că e vorba de riscuri de piață, de riscuri financiare, riscuri strategice, riscuri legate de concurență, riscuri legate de catastrofă, în special în domeniul agricol, vorbim de foarte multe riscuri care nu pot fi controlate prin niște măsuri pe care le poți lua tu intern în organizația ta și atunci e bine să fii pregătit. Nu ai cum să le controlezi, nu ai cum să oprești producerea lor, dar să fii pregătit și să ai instrumentele care să te ajute să treci peste evenimentele respective. Cred că această mentalitate cu am avut ghinion, nu m-a ajutat natura, există cu atât mai pregnant în domeniul agricol, pentru că acest domeniu este extrem de expus riscurilor naturale. Chiar autoritățile, din păcate, în România invocă aceste aspecte, faptul că natura nu ne-a ajutat, de asta am avut un an agricol mai bun sau mai puțin bun. Cum ar trebui privit acest domeniu specific până la urmă? Cum ar trebui privite riscurile din acest domeniu? Într-o mare măsură, problema o reprezintă neconștientizarea riscului, nu atât ignorarea lui. Dacă întrebăm astăzi antreprenorii din acest domeniu ce înțeleg ei prin risc, o să spună seceta, grindina și eventual vreo vijelie. Riscurile sunt mult mai multe. Și primul pas pentru rezolvarea unei probleme este să înțelegi că ai o problemă. Ceea ce iară nu se înțelege este că ignorarea unui risc poate să creeze în cascadă apariția altor riscuri. Sau
creșterea acestor riscuri. Apropo de statul român de care discutam mai devreme, o să fac o scurtă paranteză și am să dau un exemplu de care noi chiar ne-am lovit. Apropo de schimbarea mentalităților, pentru că mai este altcineva în afară de antreprenor român care trebuie să schimbe mentalitatea. În 2011, presupunând că antreprenorul nostru de care discutăm este un individ care își face planul corect și care reacționează. În 2011, subvenția anunțată cu surle și trâmbițe pe toate canalele media era de aproximativ 160 de euro pe hectar. Asta se anunța în 2011. Banii urmând a se primi la finele anului și respectiv începutul anului 2012. În același timp, la finele aceluiași an, undeva între Crăciun și Revelion, a apărut în monitor oficial o prevedere legată de impozitul pe venitul agricol. Impozit care este cu totul altul decât impozitul pe terenul agricol. Repet, antreprenorul nostru și-a făcut planul corect și ținând cont de informațiile pe care le-a avut. Nu a estimat însă și riscul politic. Dacă am fi în Germania, unde codul fiscal se schimbă odată la 10 ani, acest risc ar fi extrem de redus. Dar pentru că suntem în România, unde codul fiscal se modifică odată la câteva luni, trebuie deja un antreprenor cu experiență să înceapă să țină cont de acest risc. Nu voi sta să comentez acum dacă acest impozit trebuie sau nu trebuie aplicat. Până la urmă este un venit și el trebuie impozitat ca atar. Însă dacă la asta adăugăm și faptul că TVA-ul care trebuie rambursat, se rambursează cu foarte mare întârziere, nu după 60-90 de zile, cum spune legea, ci uneori și după un an de zile, practic, statul în această situație a fost un factor de risc, un creator de risc. Un antreprenor care reacționează, ce face într-o astfel de situație? Înjură statul, de obicei, îl blesteamă pe cel de sus și spune din nou că a avut ghinion. Pentru că acest risc creează la rândul lui alte riscuri. Neîncasând banii pe care el i-a preconizat, costurile sale fiind mai mari prin aplicarea unui nou impozit, dintr-o dată se vede pus în situația de a își afecta în continuare activitatea. Nu are bani să-și cumpere semințe, nu are bani să-și cumpere îngrășăminte sau nu le cumpără de calitatea și în cantitatea de care are cu adevărat nevoie. Nu are bani să-și plătească taxele la stat. Doamna Osman, aceste riscuri sunt asigurabile? Nu toate riscurile pot fi asigurabile. Ce este cert însă este că ele pot fi previzionate și pot fi, să spunem, tratate prin diverse alte instrumente. Nu neapărat printr-o asigurare. Da, există alte instrumente financiar-bancare prin care se poate, să spunem, parțial, probabil nu integral, se poate trata o astfel de situație. Aș vrea să fac o completare la ceea ce spuneți dumneavoastră și anume că un antreprenor care reacționează procedează așa cum am spus mai devreme. Un antreprenor care gândește proactiv începe să ia în calcul acest risc, chiar dacă este un risc neasigurabil, și se pregătește pentru el. În ce sens? Își creează o rezervă, are grijă să aibă o relație sinceră și continuă și transparentă cu o bancă care să poată să intervină într-un astfel de moment și să aibă grijă ca riscul acesta care este neasigurabil să nu se propage mai departe și să nu creeze apariția altor riscuri. Asta este ceea ce poate să facă
un antreprenor care, repet, gândește proactiv. Deci soluția există inclusiv pentru soluția aceste există riscuri. Întotdeauna. Da, da, întotdeauna, așa cum spuneam și în emisiunea anterioară, modul în care gestionezi impactul riscurilor după ce le-ai identificat, pentru că identificarea lor, cum spunea și domnul Bena, este practic esențială pentru supraviețuirea unei afaceri. Odată ce l-ai identificat, modul în care gestionezi impactul lor asupra afacerii tale este întotdeauna în controlul tău ca antreprenor. Domnule Pena, aș vrea să vorbim puțin și despre mentalitatea antreprenorului român referitoare la cedarea controlului asupra afacerii pe care a dezvoltat-o. La un dat poate că afacerea se dezvoltă mult prea mult, antreprenorul local nu mai are capacitatea de a o dezvolta de unul singur. Care este momentul în care antreprenorul trebuie să înțeleagă acest aspect și să apeleze la parteneri, să cedeze parțial sau total controlul afacerii? Depinde de fiecare afacere în parte. Teoria spune că o afacere sau controlul poate fi exercitat direct atunci când lucrezi cu 10, 12, maxim 15 oameni, în mod direct. Dacă ar fi să ne luăm după teorie, în momentul în care numărul este mai mare de atât, ar trebui ca acest control să se facă prin delegarea controlului a deciziei și a responsabilității până la urmă. Cel mai mare dușman al acestei schimbări este, din nou, cum spuneam și mai devreme, inerția și totodată frica. Frica de a ceda controlul. Adică cum? Afacerea mea, pe care o cunosc în detaliu, de care mă ocup de dimineață până seara, să cedez măcar o parte din acest control altora. Și de obicei, cu toate că antreprenorii în general recunosc acest moment, de obicei însă evită să cedeze controlul. Bine, până la urmă acest lucru se întâmplă cum? Prima dată îl cedează puțin, cedează o mică bucățică. Observă că acea bucățică funcționează. Funcționează fără ca ei să se ocupe în mod direct. Ce surpriză! Și mai mult decât atât, că respectivul care se ocupă de acea bucățică poate să vină cu idei noi. Pentru că antreprenorul nostru, de care tot discutăm, la un moment dat nu mai vede lucrurile pe care poate să le modifice prins în rutina zilnică. Și e nevoie în momente de acest gen de sânge proaspăt. Repet, nu toată lumea îl sesizează acest moment, dar de obicei când îl sesizează, controlul, transferul controlului are loc cu greutate și se face cu pași mici. Acesta este un moment în care ar trebui să intervină în mod normal consultantul. Pentru că, repet, același consultant a avut și clienți mici și clienți mari și clienți mici care au devenit mari și, din păcate, și clienți mari care au devenit mici. Și poate să împărtășească foarte mult din experiența pe care o are. Dan Pena, antreprenor care a dezvoltat una dintre cele mai mari exploatări agricole din România, vă mulțumesc pentru sfaturile oferite aici la Almani Channel în cadrul emisiunii Consultanță pentru Siguranță pentru Tinerii Antreprenori și nu numai doamna Iulia Osman, director executiv Raiffeisen Insurance Broker. Vă mulțumesc de asemenea pentru explicațiile din această emisiune. Doamnelor și domnilor, am văzut așadar care sunt riscurile în cadrul unei afaceri în agricultură și nu numai, care ar trebui să fie mentalitatea antreprenorilor români astăzi la Consultanță pentru Siguranță. Continuăm discuția pe această temă și săptămâna viitoare. La revedere!